Am vorbit în ultimele două videoclipuri despre ce este sindromul de stres post-traumatic și care sunt cele 12 simptome pe care le poți avea când manifesti această tulburare. Acum o să-ți vorbesc despre ce poți face ca să ieși din acest sindrom. Întâi, ai nevoie să conștientizezi că ai trecut prin niște evenimente pe care încă nu le-ai digerat cu adevărat. Da, ai realizat la nivel conștient că au fost în viața ta, totuși le-ai minimizat efectele, deoarece nu ai avut un spațiu sigur în care să faci asta. Când ai fost mic, cineva te-a făcut să te simți complet lipsit de siguranță, chiar dacă a fost unul dintre părinții tăi. Poate chiar ai fost făcut să crezi că nimic din cine ești nu este acceptabil. Poate nimeni nu ți-a arătat că ai valoare, ci doar te-au judecat. Din exterior, poate că părea că aveți o familie fericită, totuși tu știai tot timpul ce se petrece între pereții casei tale. Neglijarea emoțională a unor părinți foarte perfecționiști poate fi la fel de dăunătoare ca și violența fizică directă a acestora. Acum este timpul să te oprești din a purta masca unui om puternic și curajos, ca să-ți permiți compasiune pentru tine, cel care a experimentat toate acestea în trecut, fără să le mai minimizezi importanța. În plus, ai nevoie de un terapeut care să știe să lucreze cu traumele cu care să vindeci toate rănile trecutului, ca să poți să înveți să te relaxezi și să te iubești pe tine așa cum ești, deoarece cauza principală a acestei tulburări este lipsa iubirii. Dacă dorești să te susțin eu în acest proces, scrie-mi în privat, în terena Paula Știbei și te susțin să-ți creezi corpul și viața pe care le dorești.